we <laughs> Bună ziua și pacea Domnului Isus. Aș dori să mulțumesc Domnului Hristos pentru această ocazie pe care o am pentru a prezenta un studiu care putem să-l intitulăm Viața veșnică sau viața care trece și să vorbim și puțin despre riscul amânării, pentru că este foarte, foarte important. După titlul acestui studiu Putem să înțelegem că sunt două tipuri de viață. Una care este eternă, cum a fost la creațiune, și alta este o viață care trece, o viață cu experiențe negative, pozitive, dar totuși este lăsată doar pentru un timp. Cu ajutorul Domnului, cu această ocazie, aș vrea să vorbesc despre un subiect puțin mai delicat și un subiect despre care se vorbește mai puțin. Am observat că se vorbește mai puțin. De la început, aș vrea să precizez că dacă cineva se pierde și aceștia nu vor fi puțini, se vor pierde pentru că el, ca și persoană, a dorit lucrul acesta sau a făcut n-a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă ca să nu se piardă. Dar există un text foarte, foarte important din Sfintele Scripturi pe care îl găsim în Deuteronom, capitolul 30, ultima parte a versetului 19, în care Domnul spune: "Alege viața". Și aici Domnul se referă la alegerea noastră și vedem că el ne recomandă viața veșnică. Odată îmi aduc aminte că am vorbit cu cineva și era chiar pe punctul ca să ia o decizie. Omul acesta, din punct de vedere teoretic, era foarte, foarte bine pregătit. Din cele văzute în Cartea Sfântă, am văzut că chemarea a fost făcută direct de Domnul Hristos, pentru că acest om îmi spunea la un moment dat, Emil, am impresia că pe mine nu m-a chemat Domnul. Dar vreau să precizez și să fie clar, chemarea, de chemare s-a ocupat însuși Domnul Hristos. Noi nu suntem altceva decât acei slujitori trimiși care trebuie să spună, vinu, stăpânul meu te cheamă. Și ceea ce este mai important este că personal sus s-a ocupat de acest lucru. Dacă vom citi în Matei, în capitolul 11, Versetul 28 spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Deci, Domnul Hristos face apel la toată lumea. De asta spune, veniți la mine toți. Deci, nimeni nu poate să spună că a fost neglijat sau a fost trecut cu vederea. Dar mai există două versete foarte importante pe care vreau să le citez. Versetul 29 spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Acum avem o întrebare. Ce găsim în aceste trei versete ale chemării? Și oare de ce sunt așa de puțin cei care găsesc această cale a vieții, care vor beneficia de viața veșnică. În versetul 29 spunea, luați jugul meu și învățați de la mine. Am o întrebare la care nu vreau să dau niciun răspuns. Răspunsul să-l dea fiecare. Este dificil ca să luăm jugul lui Isus? Este dificil, dificil ca să învățăm de la El? Noi știm și am învățat că jugul lui Hristos este legea lui Dumnezeu. Deci aici nu ne revine obligația ca să respectăm ceea ce Domnul Hristos vrea ca să ne ofere. Aș dori să fac cu această ocazie prezentarea câtorva experiențe în care anumite persoane au pierdut bătălia pentru viața veșnică. Știu că este un subiect care poate să producă întristare care poate produce chiar durere. Dar o fac pentru ca să ne facem bine socoteala și spun un lucru la acesta pentru faptul că al doilea timp de probă nu ne mai este oferit. Nu există și poate văzând greșeala altora, ne va ajuta pe noi ca să înțelegem ceva ce trebuie să facem noi. Nu voi vorbi doar de persoanele care n-au avut un contact cu Biserica, persoanele din afara Bisericii, pentru că se poate observa că de multe ori chiar acei care sunt născuți la credință, care au cunoscut foarte bine adevărul, fac o alegere foarte, foarte greșită, care poate să îi ducă la pierderea vieții veșnice. Dragii mei, nu uitați! Studiul nostru se cheamă viața veșnică sau viața care trece. Și ceea ce este mai important, să luăm în considerare riscul amânării. Ce este amânarea? În Evrei, capitolul 4, versetul 7, ultima parte spune, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Și așa cum am spus, riscul acesta al, am, al amânării nu afectează numai pe cei din afară pe care noi îi chemăm la Domnul. Afectează chiar și persoanele care s-au născut în credință sau care cunosc foarte, foarte bine credința. Aș dori să prezint o experiență pe care am cunoscut-o în anul 1975. Soția mea, Gabriela, avea o mătușe la turda, îi spuneam noi tușa lenuța. Și într-o zi, făcându-i o vizită, această tușe mi-a spus, aș vrea ca să te duc să cunoști un frate care a fost salvat de la moarte printr-o minune. Eram foarte, foarte bucuros ca să văd această persoană. Era o familie care avea trei copii. Nu aș putea să spun apartenența lor religioasă înainte ca femeia respectivă să cunoască adevărul. Aveau trei copilași și femeia era foarte, foarte fericită că l-a găsit pe Iisus, pe Mântuitorul. Și în bucuria ei, tot timpul vorbea cu soțul ei și îl ruga ca să facă și el pasul acesta. Dar omul acesta a amânat tot timpul și prima amânare a fost pentru faptul că pe timpul acela era pericolul cu, cu, cu autoritățile, pentru faptul că copiii din biserica noastră nu mergeau la școală în sabat. Omul acesta a spus, dragă, am să vin la Domnul în momentul când termină copiii școala. Au terminat copiii școala. Dar pe parcurs, omul a găsit o altă scuză. Uite, copiii acum au terminat școala, mâine poi mâine se vor căsători, nu avem case pentru ei, pentru că cel mai mic se hotărâse ca să rămână în familie, să se căsătorească în familie, dar pentru cei doi trebuie să le facem casă. Au terminat și cu cele două case, cât este domnul de bun. L-a ajutat pe omul acesta să construiască două case pentru copiii lui. Ce s-a întâmplat? Femeia în continuu, în continuu, insista și îl ruga și îi spunea, te rog frumos, vino. Omul acesta a spus, dragă, mai sunt doi ani până la pensie. A trecut și pensia și omul acesta, nici după șase luni după pensie, nu a fost în stare să ia o decizie. Deci, o formă de amânare fără, fără, fără niciun sens. Ce s-a întâmplat? Copilul cel mai mic care era căsătorit acasă s-a îmbolnăvit de cancer și a făcut un cancer la obraz foarte, foarte grav. A stat internat la clinica oncologică la Cluj o perioadă de timp și după aceea medicii l-au trimis acasă. A spus, nu mai există niciun remediu pentru tânărul acesta. Și Copilul a, a, a suferit foarte mult și la un moment dat n-a mai putut să mai, să mai sufere durerile și suferința pe care el a avut-o. Și uh, cum era căsătorit, a chemat pe soția lui lângă el și pe mama lui și a spus în noaptea aceasta, era vineri noaptea, a spus, eu mă rog ca Domnul Iisus să aibă milă de mine. Ore să mă vindece, ore să permită ca să mor pentru că eu nu mai pot suporta. Vă rog frumos să vă rugați împreună cu mine. Soția lui și mama lui se rugau în, într-o cameră, el singur în, în camera lui, și spunea soția lui și mama lui că uh, la ora 3 dimineața s-au auzit ultimele strigăte ale lui, ultima rugăciune. La ora 3 dimineața, după aceea, liniște de plină. La ora 9 dimineața, mama lui i-a spus soției lui, te rog frumos, intră să vezi ce s-a întâmplat, că este ora 9 și noi nu mai auzim nimic afară, în camera lui. Și soția lui a spus, eu nu pot să mă duc singură, mi-e frică. Dar la ora 11, făcându-și curaj, amândouă s-au hotărât ca să intre înăuntru și au intrat înăuntru și ce credeți, dragii mei? L-au observat dormind liniștit. La ora 1 după masă, copilul s-a trezit, a cerut mâncare, după masă s-a sculat, a făcut o plimbare afară, rana din obraz a început ca să se strângă cu timpul, cu zi, în fiecare zi se observa un progres și copilul, într-o lună de zile, a rămas doar cu cicatricele pe obraz. Când l-am văzut, nu mi-a venit să cred, erau trei cicatrice mari, în diferite părți ale obrazului și tatăl lui nu a rămas ca să participe și el cu, cu copilul lui la rugăciune și cu soția lui și cu Nora, s-a dus la pescuit. Nu se știe în ce împrejurări, destul este că el nu a mai venit acasă și după trei zile l-au găsit mort în râul Arieș, că turda are un râu care traversează orașul, care se cheamă Arieșul. Și l-au găsit acolo înnecat și ciupit tot de pești pe față. Nu se mai cunoștea. Am aici un paragraf în Hristos, Lumina Lumii, foarte, foarte interesant, pe care aș dori să-l citesc. În cartea Calea către Hristos, la pagina 23, spune, feriți-vă de o îndelungată amânare. Nu lăsați la o parte lucrarea de părăsire a păcatelor și de căutare a curăției de inimă prin Domnul Hristos. Aici au greșit mii și mii de oameni spre pierzarea lor veșnică. Nu vreau să stăruiesc aici asupra scurtimii și nesiguranței vieții, dar există un teribil pericol, un pericol insuficient de bineînțeles în a tot amâna ascultarea de vocea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și a alege a trăi viața cea fără păcat, căci de fapt aceasta este în realitate cauza producerii amânării. Dragii mei, ce putem să spunem? Dacă citim și dacă vom citi ceea ce spune în Iov, capitolul 14, versetul 1 și 2, și apoi și versetul 5, putem să ne dăm seama de o tristă realitate. Spune, omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște, este tăiată ca o floare, fuge și se pierde ca o umbră. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă e numărat lunile, dacă i-a însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece. Deci, ce este viața omului? Pentru asta spun și fac un apel: să nu facem așa mare accent, să nu punem așa mare accent pe viața aceasta trecătoare, pentru că este în realitate așa scurtă și plină de necazuri, exact cum spune aici în Cuvântul lui Dumnezeu în IOP. Dragii mei, lucrând în, în, în Texas, am cunoscut o familie. În 2006 am avut un botez în Houston, în statul Texas. Sora care s-a botezat se chema Delmi, era originală din Honduras. Căsătorită cu un fiu de pastor baptist din Mexic. L-am cunoscut cu ocazia botezului soției lui. Era o persoană extraordinară. În timp am devenit foarte bun prieten și niciodată nu m-am gândit Că omul acesta nu va lua o decizie. Dar spre surprinderea mea, omul acesta a amânat, a amânat, a amânat și în 2015, mi-aduc foarte bine aminte, în 2015, într-o joi după masă, omul acesta a venit la mine și mi-a spus, pastore, am așa o deosebită preocupare. Așa, un gând care mă apasă, și te-aș ruga să-mi explici două lucruri. Și am spus cu multă plăcere, vino să ocupăm aici loc la masă, să stăm de vorbă și tu povestești-mi ce dorești. El m-a rugat să-i explic cele două lucruri, ce se întâmplă după moarte și la judecata de apoi. Foarte, foarte interesant. Niciodată, în, în, în perioada aceasta de timp, nu am avut o asemenea discuție cu el. Nu știu ce s-a produs în sufletul lui, în mintea lui, dar era foarte interesant ce se întâmplă după moarte și să-i explic despre judecata de apoi. Am stat foarte mult timp de vorbă cu el, aproximativ două ore. După aceea ne-am despărțit și după o oră din nou m-a căutat și mi-a spus, te rog frumos, mai explicăm încă o dată lucrul acesta. Dragii mei, Sâmbătă am fost împreună la biserică în Houston și apoi, după apusul soarelui, el a plecat în Mexic să-și viziteze părinții. În călătoria lui cu mașina a dormit și cum avea un trac, o mașină foarte grea, în momentul când a ieșit de pe autostradă, la vreo 20 de kilometri departe de frontiera cu Mexicul, Probabil atunci, la ieșirea din stradă, s-a trezit și s-a trezit față în față cu un poster mare, cu un stâlp de beton așa gros și ca să nu se loviască de stâlpul acela, a virat puternic în partea stângă și s-a răsturnat cu mașina și medicul a spus că în șase secunde el a murit pentru că uh, plafonul mașinii i-a apăsat capul. Și a murit instant. A murit. De ce îl interesa pe el ce se întâmplă după moarte și cum este judecata de apoi, nu mai Domnul știe. Dar a fost o, o realitate care pur și simplu m-a îngrozit. Dacă luăm în considerare ceea ce spune în Cuvântul lui Dumnezeu, în Iacob, capitolul 4, versetul 14, spune: Și nu știți ce va aduce ziua de mâine că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin el și apoi piere. Adevărul este că atunci când suntem bine sănătoși, când suntem puternici, când stăm bine din punct de vedere material, nici nu ne mai gândim la chestiunea care este notată aici. Ne simțim puternici, dar Același lucru îl spunem în Salmul 102, versetul 3. Zilele noastre pierd ca fumul, viața trece ca un fum și se risipește ca o ceață. Foarte, foarte interesant. Și așa este. Mi-aduc aminte când mama mea s-a convertit la credință în 1973 botezul a făcut la făget și cu ocazia aceea l-a cunoscut pe fratele Rațiu. Era în luna decembrie, mama mea s-a <coughs> dus în luna decembrie pentru că nu mai putea să suporte amânarea botezului și vroia să se boteze atunci. Împreună cu verișoara ei, Maria, cei care cunoașteți pe valii Tudoran, este vorba de mama lui. Uh, era decembrie uh, Bega era încărcată de gheață și pastorul i-a spus fratele Rațiu, măi surorilor nu putem să facem acum botezul că este frig, uită, tu ești însărcinat ești în luna 8 -a. cum să facem noi botezul că... și ele au spus nu, nu vrem să mai amânăm, vrem ca să ne botezăm acum s-au dus cu toporul și au spart gheața și au făcut botezul și în momentul când stătea la masă, fratele Rațu a povestit experiența pe care el a avut-o cu amânarea. Și este o experiență foarte, foarte impresionantă. El lucra în cadrul CFR-ului ca revizor de, de, de cale ferată. Și mergând pe calea ferată, nu am idee cine și cum a lucrat cu el, că el a luat decizia ca să se pocăiască. A acceptat adevărul, dar problema este că omul avea sus în podul casei la fum doi porci pe care i-a tăiat. Avea jos în beciu casei un butoi de 200 de kilograme de vin plin. Și acum omul spunea, era o luptă puternică în sufletul lui. Ce fac eu că nu mai pot? El a înțeles problema alimentației, reforma sanitară, ce fac eu cu porcii? Și mergând pe calea ferată, el nu a luat în considerare că din spatele lui venea trenul. Dar, așa, luptă se ducea în mintea lui că nici nu a auzit garnitura de tren de marfă care venea din spate. Și, în fața lui, era un grup de muncitori care lucrau la calea ferată, și el vedea oamenii că îi fac semne disperate cu mâna ca să ieșe din linie, dar el nu înțelegea despre ce este vorba: că oamenii erau la distanță și el nu auzea ce strigă ei. Și, în momentul când el și-a dat seama că trenul este foarte, foarte aproape de el și a dat seama că nu mai poate să, să sară din linie, să salveze viața, atunci s-a aruncat așa în lungul liniilor și toată garnitura de tren a trecut peste el. Toată garnitura de tren a trecut peste el și în momentul când treceau vagoanele peste el, el zicea, am decis ca să mă botez doar la anul, să pot să-mi termin carnea de porc, să pot să beau vinul și uite, eu acum sunt mort. El nu era mort, dar el a luat în considerare că l-a omorât trenul. Și în momentul când s-a terminat garnitura de tren, s-a ridicat în picioare, s-a dus acasă, s-a dus la niște vecini care îi știa mai săraci I-a invitat să vină cu el acasă la el, i-a urcat în pod, le-a dat ambii porci să-i ducă la ei acasă, să-i mănânce, să facă ce vrea cu ei. Și până seara, cu găleata, tot a umplut câte o găleată și a aruncat câte o găleată de vin pe șanțul de la drum din fața casei. Și a spus în primul sabat, s-a dus la biserică și a spus fraților să mă luați. În atenția voastră, eu vreau ca să fac legământ cu Domnul, pentru că am decis în sufletul meu ca să amân, dar uita ce, ce mi s-a întâmplat și eu nu mai vreau ca să mai amân lucrul acesta. Vedeți, unde poate să ducă amânarea? Și mi-aduc aminte de o experiență pe care am avut-o în anul 86. Lucram aici în țară, într-un câmp și. Într-un sabat am fost într-o comunitate și la miaz o familie m-a invitat să merg cu ei la masă. Eu nu i-am cunoscut, m-au invitat să merg cu ei la masă, am mers cu ei la masă și după ce am servit masa împreună cu ei, ei mi-au spus, uite, frate Emil, dacă vrei să te odihnești puțin aici, pe patul acesta, dar zice, eu și soțul meu vrem să mergem puțin la cimitir. Și atunci am spus, nu rămân acasă, vin și eu cu voi. Și când am ajuns acolo, aproape de cimitir, ei nu mi-au explicat cine este acolo. Am văzut că de la intrarea pe poarta cimitirului, sora s-a dus repede, repede, a început să fugă și la vreo 30 de metri în față, unde avea un mormânt acolo, a căzut așa pe genunchi și a îmbrățișat crucea și pe crucea aceea era o fotografie și a început să plângă cu hohote. Ne-am apropiat și noi și atunci mi-am dat seama, după numele pe care îl avea și vârsta, era copilul ei care nu a ascultat sfaturile mamei și atunci a decis ca să, să trăiască viața în lume, s-a dus, a făcut armata, a terminat armata. Și când s-a întors din armată, a doua zi după întoarcerea lui din serviciu militar, a murit în Ce durere! Trecuseră câțiva ani de la evenimentul acesta, dar femeia plângea pe crucea aceea și o ștergea cu mânuța praful care era pe cruce și își vărsa încă lacrimile acolo. Ce durere! Pentru că copiii nu întotdeauna ascultă de sfaturile părinților și am văzut că este foarte, foarte dificil și nu contează locul sau zona unde, unde trăiesc oamenii. Atât în Europa, în Africa, în America, în Australia se produc aceleași lupte între copiii care nu ascultă și părinții care vrea ca să îi ajute și să îi sfătuiască ca să ducă o viață de credință. Există aici în Proverbe, capitolul 1, cuvinte foarte, foarte importante pentru această categorie de tineri. Spune că frica Domnului este începutul științei. În capitolul 1 din Proverbe, de la versetul 7 la versetul 10, Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lans de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă îți vor zice, vină cu noi, fiule, să nu pornești la drum cu ei, abateți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău. În conformitate cu aceste versete, aș vrea să, să amintesc o tristă experiență pe care mi-a povestit-o o soră care avea aproximativ 65 de ani acum. În 2013 am lucrat un an de zile în Puerto Rico și acolo, în, în capitale, era o soră care tot timpul era tristă, și într-o bună zi, într-o vizită pe care i-am făcut-o acasă, mi-a povestit experiența tristă pe care a avut-o. Singurul copil pe care l-a avut a fost un neascultător și se ocupa de orice, numai de religie, nu s-a ocupat niciodată. Și atunci el a fost și arestat după ce și-a terminat un pic de pedeapsă pe care a primit-o și a continuat viața cu, cu, așa, cu tot felul de probleme. Și într-un sabat, foarte interesant, într-un sabat, sora venea de la biserică și a văzut că traficul era închis în centrul orașului, în capitală, în San Juan, era traficul închis, a trebuit să stea mai mult de o oră până când se deschide traficul, că nu putea nici să se mai întoarcă înapoi. Și a văzut că este un accident sau s-a întâmplat ceva, nu putea să-și dea seama ce se întâmplă acolo. Vedea ambulanțe, vedea poliție și în momentul când s-a deschis traficul, când ea a trecut pe acolo, a văzut un cadavru acoperit așa cu o prelată albă. Și așa un zâmbet, așa puțin ironic, a spus, bueno, con uno menos, adică bine, cu unul mai puțin. Și s-a dus mai departe, s-a dus acasă, a așezat masa și a așteptat ca să vină copilul ei să servească masa împreună, pentru că de fiecare dată serveau masa împreună, dar a văzut că copilul ei nu vine. După un sfert de oră primește un telefon de la de la sora ei și îi spune, Aida, tu ai auzit ce s-a întâmplat și a început să plângă cu hohote și zice, ce vrei să spui, ce vrei să spui cu asta? Păi zice, băiatul nostru este mort, unde este mort și i-a dat reperul unde, unde, unde s-a întâmplat nenorocirea. O execuție în mijlocul orașului, nouă gloanțe a primit în corpul lui și cel căzut în stradă acel cadavru și acele cuvinte cu unul mai puțin erau de fapt pentru fiul ei. Foarte, foarte interesant. Ce să vă spun? Invitația Domnului Hristos, veniți la mine toți, cei truzi și împovărați, și eu vă voi da o dihnă, Păcat că nu este luată în considerare de toată lumea. Și oamenii fac experiențe triste, părinții rămân marcați pentru toată viața, pentru că odraslele lor nu vor ca să asculte. Vă dați seama, a trecuseră 20 de ani de când s-a întâmplat nenorocirea aceasta, și când Soraida povestea evenimentul acesta plângea exact ca în ziua nenorocirii când s-a întâmplat. Dragii mei, aș vrea să vă să închei cu ceva foarte, foarte interesant. Iubirea lui Dumnezeu este atât de, de, de mare că nimeni nu poate ca să o descrie și spune în cuvântul lui Dumnezeu că dacă vom fi mântuiți în veșnicie, vom discuta despre acest subiect. Iubirea lui Dumnezeu cât este de mare. Și am, am văzut pe, pe YouTube o, o, relatare despre o tânără de 19-20 de ani cât a avut de, de, religie musulmană. Și ea a trăit, nu rețin, ce țară din, din, de la Arabi de acolo, era, se cheamă Ahmed. Nu rețin numele de familie, dar numele ei era Ahmed. Dacă cineva o poate găsi pe YouTube, am căutat să o mai găsesc, dar eu n-am mai găsit-o. Și această tânără a participat la un curs de, de, de doctrină de la nu știu ce religie creștină și ea a acceptat pe Domnul Hristos ca mântuitor al ei și după un scurt timp a povestit părinților că ea nu mai vrea să mai aibă nimic comun cu religia musulmană, cu, a renunțat total la Mahoma pe care ei, Ahmed pe care ei îl au, Mahomed, și atunci părinții au decis că trebuie să ia măsuri disciplinare foarte drastice și au ajuns la concluzia că ea trebuie să fie ucisă. Familia ei a construit un scaun electric, și de două ore a fost conectată la electricitate și electricitatea, nu, curentul nu a avut niciun efect asupra ei. Și atunci ei au decis că singurul lucru care pot să, prin care pot să rezolve problema aceasta este să o dezbrace în pielea goală și să o arunce în stradă. Pentru că la ei, dacă ca femeie ești pe stradă indecent îmbrăcată, te omoară lumea cu pietri, nu scapi. Și ei au zis că în felul acesta pot să rezolve problema. Și când fata aceasta s-a văzut în situația respectivă, a trecut strada, s-a dus pe trotuarul celălalt și s-a dus în fugă Căci la capătul străzii locuia unchiul ei. Și atunci, fugând pe stradă, a observat că nimeni nu se sesizează căci ea este goală. Și când a ajuns acasă, s-a prăbușit, a căzut acolo, a deschis ușa, a intrat înăuntru și s-a prăbușit jos, era mai mult leșinată, moartă decât vie. Și atunci unchiul ei a venit, a acoperit-o și a întrebat ce s-a întâmplat și ea a povestit, uite ce mi-a făcut părinții mei și pentru asta eu sunt în condiția respectivă, în condiția asta. Și atunci unchiul ei s-a dus să stea de vorbă cu, cu, cu fratele lui și când a trecut a văzut un grup de tineri care vindeau flori și i-a întrebat, ați văzut-o cumva pe Ahmed aici pe stradă, mergând pe stradă? Zice, da, era pe partea cealaltă. Și zice, cum, cum ați văzut-o? Păi n-am putut să vorbim cu ea pentru că ea fugea, dar avea o rochie așa albă, frumoasă pe ea, cum nu a mai văzut. Ce se întâmplasă? Domnul Hristos i-a salvat viața a îmbrăcat-o. Oamenii o vedeau îmbrăcată. Pentru motivul acesta, nimeni nu s-a sesizat și nu s-a alertat să-i să, să facă ceva rău. Și atunci este extraordinar, este extraordinar cât este Dumnezeu de bun. Important este că acceptând pe Domnul Hristos ca mântuitor al ei, nu era adventistă, dar a acceptat pe Hristos ca mântuitor și Domnul Hristos i-a salvat viața. Cât de bun este Dumnezeu! Dragii mei, Dumnezeu ajută pe oameni dacă oamenii caută să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ajută pe oameni. Eram cu fratele de vai în, în 1997 în Mexic la o conferință spirituală și acolo am găsit un tânăr foarte, foarte, foarte interesant, tânărul acela. Și l-am întrebat, aș vrea să te rog frumos să-mi explici puțin cum ai cunoscut tu adevărul. Și el mi-a spus, zice, eu vin dintr-o familie de catolici convinși, deci catolici practicanți, nu doar așa nominali. Și eu am studiat foarte mult Biblia și mă rugam la Dumnezeu pentru că eu vedeam că există o mare diferență între ceea ce spune Biblia și ceea ce noi practicăm în familie și în societatea noastră catolică. Acolo sunt foarte mulți, majoritatea sunt catolici. Și zice, m-am rugat la Dumnezeu ca să mă ajute să înțeleg. Eu am citit și despre sabat și mă rugam la Dumnezeu în fiecare seară, mă rugam când studiam ca Domnul să mă ajute să pot să înțeleg pentru că eu vedeam marea diferență dintre religia mea catolică și ceea ce eu citesc. Și atunci spune el, pe noapte, zice, pe noapte am avut un vis, a apărut în fața mea un chip de tânăr, de om, și cineva mi-a spus, întreabă-l pe el despre ceea ce te interesează pe tine. Și atunci eu am rămas așa, am, am zis, cum pot eu să găsesc omul acesta că în, în capitală, în Mexico City, în capitala Mexicului, sunt peste 20 de milioane cu orașele satelit de jur, în peste 20 de milioane de, 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 de oameni. Unde găsesc eu omul acesta care l-am văzut? Dar pentru Dumnezeu nu există imposibilul în troleul cu care el mergea la servicii dimineața, s-a urcat cu o stație înainte ca el să coboare, s-a urcat un tânăr și era exact persoana pe care el a văzut-o în vis. Doar atât a avut timp să scoată din portofel o carte de vizită, să-i o dea și să-i spună, ai aici numărul meu de telefon, te rog frumos să mă suni urgent de seară, pe la ora 8 să mă sun că am o problemă foarte importantă de vorbit cu tine. Și atunci au vorbit la telefon și, i-a și spus preocupările lui și atunci fratele era exact lucrătorul biblic din, din, din capitală și s-au pus în contact și în felul acesta omul a putut ca să înțeleagă acum ceea ce îi se spunea. Și după un foarte scurt timp, el s-a convertit la adevăr și acum eu m-am întâlnit cu el la conferința aceasta, când el mi-a povestit cât de bun a fost Dumnezeu cu el și cum l-a ajutat Domnul pe el ca să poată și el să, să cunoască adevărul. Este extraordinar de interesant. De asta spun, iubiții mei, să ne rugăm la Domnul și să facem o alegere bună că alegerea este de partea noastră. Nu știm ce va aduce ziua de mâine. De mâine. Dar să luăm în considerare ceea ce spune în Deuteronom, capitolul 30, versetul 15, ultima parte. Iată, ți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Ultima parte a versetului 19. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Alegerea ne aparține. Domnul Hristos a făcut tot ce se putea face pentru salvarea noastră, dar depinde de noi, de alegerea pe care o facem. Și dacă există persoane care sunt indecise, fac un apel la conștiința fiecăruia, nu mai pierdeți timpul. Nu mai pierdeți timpul. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ajute ca să ne împăcăm cu El și El să fie mărit pentru toate. Amin! I understand.